să-i trăi viața toată, sănătate să-i tată. Fiecare om pe lume are o roșie și are un nume. Fie cei dragi lângă tine, dorurile să-ți aline, că așa-i frumos și bine, tată. Stimat domnul Ilei, astăzi este o sărbătoare mare și iată compania Fork Surprise a venit să vă bucure în deplin această zi deosebită. Ați rămas cu emoții, da, pozitive, pare bine. Halo, ești mâncat și ești mâncat în final, iertați. Acum mă dătrăiesc un moment. Așa, să privim emoții. Domnul Ilei, noi compania Fork Surprise am venit să vă bucurăm ziua și în primul rând vreau să vă mână așa un buchet cu dulciuri și această băutură, da? Așa, este pentru dumneavoastră, să serviți sănătos. Așa. Aici aveți torta ca să vă îndulcească sufletul dumneavoastră și al cei care vă înconjoară în această zi minunată. Așa. Dar vreau să știu cine e soția dumneavoastră. Eu sunt. Mai aproape. Așa. Așa, aici. Dumneavoastră este acest buchet de trandafiri, căci este ajunul Sfântului Paște. Da. Dar vreau să vă întreb, vă dați seama de unde vine aceste surprize frumoase? Cum credeți, domnul Ilei? Pentru mine asta. Spune, de unde sunt? Emoții. Cum crezi? La ce te gândești tu? La ce mi-ți-o trebuie? O să-l soție. Și nu numai. Vreau să vă citesc un mesaj de felicitare care m-a rugat să-l recep prin dumneavoastră și o să înțelegi de unde vine surprize. Eu cred colectivul ăsta. Cineva să... Domnul Ilei, la mulți ani, cu ocazia aniversării a unei vârste frumoase de 60 de ani, îți dorim sănătate, bucurii, să fii fericit, visele să devină realitate, ca bunul Dumnezeu să te ajute, să ajungi până la adânci bătrânețe, alături de noi. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. La mulți ani, binecuvântați, cel mai bun soț, tate, bunic. Surpriza vine din partea soției Anastasia, feciorului Sergiu și Vadim, nora Elena, nepoatele Bianca și Beatrice. Și mai avem și pentru soție, pentru doamna Anastasia, un mesaj. Mama și bunica, te felicităm cu sărbătorile de Paști. Îți dorim doar binele din, tot binele din lume, ca Dumnezeu să te binecuvânteze, să fii fericită și îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi și pentru sacrificiul tău. Paște fericit, ne cerem scuze că nu suntem alături de voi de sărbători. Te felicităm, feciorul Vadim, nora Elena, nepoțica Beatrice, Hristos a înviat. Tot ce doresc. Vă lipsesc foarte mult, da, să aveți și dumneavoastră posibilitatea să le transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire, domnule, doamna Anastasie, ce le transmiteți dumneavoastră? Ce le transmit? Le mulțumesc foarte mult. Surpriză. Eu просто am încicat în așa emoție, că ești îmbrăcat, nu sunt măcar... Ei, las, nu ești îmbrăcat. Da, îmi cer scuze că eu, într-adevăr, sunt emoționat și nu m-am așteptat la așa ceva. De atât ai pregătit ei, poate. E că întreabă unui ușorul. Așa, cred că mergi și niște aplauze, da? Hai, ce ne transmit multe, multe mulțumiri că s-a
cum spune. S-a făcut așa surpriză, pe neașteptat, eu fost pregătit și mai priceput, atea, la asta avem, avem și eu altfel, nu m-am așteptat. Surpriză, surpriză. Vă mulțumesc la toți care sunteți prezenți și, mă rog, credeți-mă că... Și sănătos, mulți ani! Așa emoții, nu m-am așteptat. Să ai puteri și la nepoțele, la nuntă, să mai trăiți măcar o surpriză. Asta e dorința. Cu jumătate. Dumnezeu știe ce așa. Da, doamne. Bun, le mulțumesc, prietilor, le mulțumesc. Coreanii toți de copii și de nepoți, tată. Arde la inimă focul, tu să nu cauți norocul. El te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine. Tată, mulți ani să trăiești, să ai tot ce-ți dorești. Să te bucuri anii toți de copii și de nepoți, tată. Arde la inimă focul, tu să nu cauți norocul. El te va găsi pe tine, tată, la mulți ani cu bine.